În luna decembrie 1989, românii au ales schimbarea și libertatea. Au ales democrația. Jertfa eroilor și martirilor revoluției a schimbat cursul istoric al României și ne-a redat libertatea de a ne exprima, de a lua decizii pentru noi sau de a ne controla propriul destin. Fiecare dintre noi are datoria de a nu-i uita pe semenii noștri care au participat la Revoluția Română din 1989 și care, din dorința de a pune punct unui regim totalitar și de a oferi României un viitor și au înfrânt toate temerile. Eroii Revoluției au fost comemorați astăzi și la Hunedoara. În ultimul timp auzim tot felul de dezbateri, mai ales cu prilejul acestei comemorări. Diversi oameni politici, diversi oameni din societatea civilă încearcă să demonstreze prin cuvintele lor că în decembrie 89 s-a murit degeaba. Dacă după 32 de ani spunem acest lucru, înseamnă că sunt total pe lângă subiect. Oamenii aceștia nu au murit degeaba. Oamenii care au ieșit în stradă și au luptat atunci, nu au ieșit degeaba. Atunci primul cuvânt care a fost rostit de către masele populare în Timișoara, în celelalte orașe până 22 decembrie, ulterior în București și în toată țara, au fost libertate. Este cel mai important sentiment pentru care au murit oamenii dintotdeauna. Au dorit să fie liberi. Chiar atunci a fost lansată o lozincă foarte interesantă și foarte actuală. De Crăciun ne luăm rația de libertate. Nu cred că este corect pentru memoria acestor oameni care au murit atunci să se spună că au murit degeaba. Eu le mulțumesc tuturor care își amintesc în această zi și nu numai de acești martiri din Hunedoara și de toți martirii neamului românesc. Eu regret foarte mult unele lucruri pe care noi le-am vrut atunci și nu s-au întâmplat. Și nu s-au întâmplat din cauza noastră. Noi n-am fost nici miniștri, am predat puterea, așa cum e democratic, civililor și oamenilor care nu meritau și nu merită să fie la conducerea statului român. Indiferent cine ce mi-ar spune, nu are argument actualmente pentru a spune că merită să fie acolo. Dacă ei nu făceau nimic și azi era coșmarul prin care am trăit. Ăștia care avem peste 70 știm prin ce am trecut. Numai copiii ăștia mai tineri încă nu au cum să înțeleagă. Deci noi suntem pentru acești oameni care au făcut acest efort cu tot sufletul. Un tânăr de 19 ani, rocker, rockerul bucureștean, care așa ca toți rockerii striga după libertate. N-a strigat jos Ceaușescu, n-a strigat jos comunismul, ci a strigat libertate. Împreună cu alți 12 tineri uciși de securitate, fără a avea vreo vină, pur și simplu treceau prin fața sălii Dallas. Așadar, cei care spun că au murit degeaba, într-adevăr, cred că nu știu la ce se referă. Da, dacă ne vedem din punct de vedere politic și administrativ ce se întâmplă cu țara asta de 32 de ani, am putea spune că au murit degeaba. Dar în fața lui Dumnezeu nimeni nu moare degeaba. Glorie eternă eroilor Revoluției Române din decembrie 1989.